Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă vorbesc despre o aplicație, Taz, cea de la Imago. Este concurența celor de la Glovo, sunt la început de drum, să le urăm succes. Poți să bifezi, să-ți aducă anumite lucruri acasă, farmacie, papetărie, electrocasnice, electronice sau mâncare, băuturi, etc. Eu am bifat prima opțiune, am căutat mâncare vegană, ai opțiunea să cauți pe categorii și a durat foarte repede. Sunt foarte mulțumit de ei, de Taz și de serviciul în sine. Sunt curios cum arată, ce conține. Mi-am comandat o prăjitură de la Natura. Am specificat că ceaiul, kombucha, Jamaica Spirit Tea, să fie de la rece și chiar e rece, au luat considerare, ce de la Natum. Ceaiul m-a costat 11 lei, 4,99 taxa de transport și prăjitura 12,80. Primi și o linguriță, un șervețel, foarte rapid, ce de la delivery, prăjitura mai mult sau mai puțin aceeași cantitate, uitați cum arată, foarte frumos aspectul, la preț aproape dublu la ce de la Samsara. Are chia, are lime. Nu sunt un mare fan al dreptul prăjiturilor care nu sunt făcute la cuptor rom, dar prăjitura aceasta, sincer, mă cucerește. E foarte bună. Așa. Și să vedem ce gustare acest kombucha Jamaica Spirit. Are un gust pătrunzător. Băutura kombucha este rezultatul simbiozei dintre colonia de bacterii kombucha, apă, zahăr, ceai și aromatizanți naturali, fiind obținută în urma unei fermentații de 10 zile. Poate știați, poate nu, este o plantă pe nume kombucha, spun la fermentat o anumită perioadă, după cum scrie aici, 10 zile. Și are mai multe efecte, beneficii, ingrediente, apă, zahăr, ceai negru, ceilon, culturi kombucha, medusomices gisebli, fructe aromate. Recomandăm consumul la 1 litru pe zi. Acest produs conține teină din ceai negru, fiind o băutură energizantă. Are un gust foarte astringent. E un pic acidulată. Chiar îmi place, sunt mulțumit și de ceai. Prima dată când gust kombucha, apropo. O să văd de firmă. Fabricat de 10 kombucha World SRL, Calea București, numărul 10, Cluj-Napoca. Calea București, numărul 10. Interesant, firma chiar din Cluj, fără gluten. Și de prăjitură sunt foarte mulțumit. Cred că voi mai explora acest
curent, trend al prăjiturilor raw, care nu necesită coacere, fără cuptor, prăjituri vegane, bio, de genul acesta, dar și mâncarea. Natu au o prezentare foarte bună în aplicația aceasta, în Taz, și sunt mulțumit atât de cei de la Natu, dar și de cei de la Taz. Mă gândisem totodată să comand de la Samsara, dar când am văzut prețurile, mi s-a cam tăiat macarona, în ghilimele. Așa că am ales această variantă. Foarte bună prăjitura. În caz că veniți în Cluj, vă spun și numele: Rote Culan și Chia. Natu se află pe strada Someșul. Cred că scrie aici în firmă. Natu, strada Someșul numărul 14, este o clădire de birouri. Fiind închise în această perioadă în continuare localurile, restaurantele, dar mi-am zis să mă bucur de partea de delivery și să mai încerc să folosesc și o aplicație pentru prima dată. Sunt născut înainte de Revoluție, cu un an, sunt o generație așa mai învechită, dar treptat am început să folosesc și eu cardurile, plăți online și chiar dacă e comod, dar acesta e pasul următor, next level, de la folosirea clasică a banilor, plus că în această perioadă chiar este recomandat și se recomandă folosirea plății online sau a cardurilor. Ce de la Taz, apropo, aveau și posibilitatea de a plăti cu cardul când veneau ei sau plata cu bani, cash. Este ușor, pui datele de pe card, data expirării, numărul de pe spate, este foarte ușor, rapid, comod să plătești cu cardul. Primești un cod pe SMS și introduci acel cod. Bănuiesc că majoritatea ați făcut plăți cu cardul online. Vă recomand să faceți cât mai des aceste plăți și vă recomand și Natu. Până la următorul video, toate cele bune, citiți, mâncați cât mai multe produse naturale, sănătoase, cât mai puține nesănătoase și faceți sport. Pa și toate cele bune!